Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Acum câteva săptămâni am făcut unboxing la acest celular, la noul meu celular Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Așa că astăzi după câteva săptămâni în care l-am tot testat, am făcut videoclipuri, m-am jucat mult, spus, jucat pe el. L-am testat așa, l-am folosit. Consider că acum pot să-i fac un review. Da, puteam să-l testez și mai mult, să-i fac teste de rezistență, drop testuri, dacă e waterproof din astea, dar am preferat să nu mă risc. Înainte de asta, probabil că unii sunteți curioși de preț. Am zis și în uh, unboxing pe care o să vi las undeva pe lângă capul meu sau în descriere dacă l uit. Uh, 1050 de lei de pe păi plus încă 20 de lei transportul, ca așa mai fac ei. Parcă era livrat de flancos, parcă. Nu, mai știu, oricum l-am merit la un preț bun, la doar 1050 de lei. La banii ăștia mai puteam să-mi iau, de fapt, sau la prețul pic mai mare de 1050, puteam să-mi iau un uh, Samsung A70, parcă. Și câteva de astea, modele mai vechi, SH, dă pe flip.ro. Într-adevăr, mi-ați recomandat unii, mi-ați scris în comentarii că puteam să-mi iau, de exemplu, un Note, nu știu de care, Samsung Galaxy Note sau un S10. SH dă pe flip.ro. Dar e o problemă. Înțeleg, îți iei o casă la, la mâna a doua în care a stat care careva înainte că nu-ți permis să-ți construiști o casă de la zero. Îți iei o mașină la mâna a doua că sunt ți pentru mașinile alea noi și alea vechi, dar mai ales alea noi. Dar să te zgârcești să-ți și telefonul la mâna a doua Adică știi, nu știi cine a avut înainte telefonul și pff, Gândul că și-a lăsat vreunul copii pe telefon Mă neliniștește teribil Așa că am preferat să-mi iau unul nou Să știu sigur că n-a umblat nimeni altcineva pe el Oricât de recondiționat ar fi Tot și-a lăsat unul copii pe el și mai bine nu pui mâna, Sincer, nu vreau să am să ating un loc unde au fost moștenitorii lui altul. Așa că, da, un pic am stupit motivul, dar o să vă dea și voi de gândit când vă mai cumpărați unele chestii la mâna a doua. Telefoane, laptopuri, aveți grijă, ruba, de la cine cumpărați. Bun, așa că astăzi vom face review la acest telefon. Și să începem, bineînțeles, cu camerele. dar probabil că n-aveți chef să discut atâta tehnic uh, despre camere așa ca la un podcast. Așa că uh, am testat camerele într-un stil propriu și anume am făcut vlog. Așa că Bă, cred că v-ați plictisit acolo în studio la mine, așa că facem o călătorie în timp cu vreo câteva zile înainte să filmez review-ul. Ce să mai vă salut de acum la review-ul pentru telefonul meu, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Astăzi facem bucata de testare pentru camere și audio. Probabil, cum am zis și mai devreme, pentru voi, mai târziu pentru mine, telefonul filmează 1080-60 și 4K. Acum suntem în Herăstrău, la intrarea de la Arcul de Triunf, aici la monumentul lui Michael Jackson. Cam așa se vede în 1080-60 de FPS-uri și cam așa ar veni în 4K. Sincer, eu aș prefera să filmez 1080-60 FPS pentru că ocupă mai puțin spațiu și e mai fluidă imaginea. Însă, bineînțeles, probabil că se vede acum. Mie momentan îmi bate soarele în ecran și nu prea pot să-mi dau seama, dar cred că se vede imaginea mult mai clară. Pe față avem un 1080 -30, dar probabil voi să vedeți tot videoclipul în 60 de FPS-uri că am un software bun de randare, Cyberlink 18, Power, Cyberlink Power Director 18. Dacă tot am rămas la parte de video și la capitolul filmare 4K vs. 1080, hai să vedem și cât de bine dă zoom. Pe filmare am 6 zoom X, hai că începem să dăm zoom ușor, ușor, 1,5, 2, 2,6 Deja încep să scadă un pic calitatea 2,7 3, 4 4,5 deja se vede iarbare textura textură de Minecraft și se i dăm la maxim la 6 și deja cât de cât se înțelege pe departare, dar și calitatea a scăzut mult și ca o mică paranteză, deși fac de atâția ani de zile videoclipuri și chiar și vloguri am făcut câteva, încă am o chestie așa să vorbesc în public, să mă vadă lumea că mă filmez, măcar acum fiind, cred că marți sau miercuri azi, da, e miercuri, azi e miercuri, măcar nu e așa multă lume prin parc pe aici să mă vadă. Și ar mai trebui să testez, ia să văd și focusarea se focusează așa, ok, bun, hai că îmi place, deci pot să fac și de aici am mai întunecat sau mai luminos, e... Hai că e mișto, o să mărești așa Hai că mă joc și eu cu set 3 Să văd cum e Ia fă mai luminos Bun în camerele cât de mult să poate Am văzut că mai sunt uh, trucuri truc Pe TikTok, pe Instagram Ceva de genul E așa mai luminos Și apoi Bam Ceva de genul Sau Aprindem becul, Pac <laughs> Da, e mișto cu Camera asta Chiar e ok Deși e doar în 30 de 30 de cadre pe secundă E acceptabilă Și cam așa stă treaba cu Camerele telefonului și cu partea audio. Ați auzit cum aud și mai și bătea vântunițel în ziua aceea. Vă mai arăt aici câteva cadre ca și comparație pentru 1080 60 și 4K30. Am testat și cât de bine face pozele cu zoom. Filmările le face cu 6x zoom, iar pozele pot să le fac cu până la 10x. Aveți aici niște poze cu niște porumbei. De asemenea, la capitolul baterie sunt super mulțumit de telefonul ăsta, pe lângă faptul că filmează super bine, mai ales pe față, ați văzut ce clar mă văd. Deci dacă mi se ia mie de webcam ăsta de 100 și ceva de lei, pot să-mi pun liniștit telefonul acolo în ring light și nici nu trebuie să-l țin la încărcat, că bateria mă ține extrem de mult. Că tot vorbeam de baterie, mă ține lejer o zi, o zi mi telefonul la maxim, o zi nu. Într-adevăr, nu stau toată ziua pe telefon. Când mi s-a consumat mie bateria cu adevărat mult, a fost într-o zi când am condus vreo 6-7 ore în continuu și am avut Waze-ul pornit. De am avut drumuri de acasă, până în călăraș, oltenița. Ideea e că am mers vreo 200 și ceva de kilometri și am stat cu Waze-ul pornit. Și într-adevăr, mi s-a cam consumat nițică bateria atunci, nici nu aveam telefonul încărcat la maxim, dar tot e bine. Am făcut și live, pe YouTube de pe datele mobile când eram în Herăstrău și am ținut live-ul vreo jumătate de oră, mi am mâncat cam vreo 10% din baterie. Da, eu zic că e destul de bine. Cum spuneam, la bani ăștia nu cred că găseam un telefon mai bun. L-am nimerit ieftin și că are doar 4G, nu este cu 5G. Am considerat că n-am nevoie de 5G momentan pentru că unde stai eu la țară nu există 5G. Și să-mi iau un telefon care să prindă și 5G, să mai dau 300 de lei în plus pe el pentru câteva dăți în care mai trec prin București sau pe unde ori mai fi, unde mai fi semnal cu 5G, n-are rost. Hai să vă mai spun și câteva specificații tehnice ale telefonului. ah, by the way, când l-am primit am și eu o folie pe el, nu știu dacă e de plastic sau de sticlă folia, dar se, simt, dar se vede aici, eu văd că are o folie, se simte și la unghie. S-a cam zgâriat folia asta, deci nu e o folie prea wow și am primit și o husă de asta de silicon care... E ok, adică decât fără mai bine cu. Și e bine că având muchia asta mai lungă un pic așa mai lată ca telefonul, dacă îmi pică telefonul, pică pe husă, nu pică pe pe ecran, ceea ce este bine. Nu vreau să ajung să fac test de drop sau de waterproof. Uh, da, momentan sunt mulțumit de telefonul ăsta. Probabil că vreți să vedeți și ce wallpaper am, așa că poftim aici wallpaper-ul meu. Uh, pentru share screen-ul acesta folosesc Quick Support de la TeamViewer. TeamViewer-ul este ca să puteți controla două PC-uri de la depărtare sau un telefon și un PC să faceți și transfer de fișiere. Dar pentru share screen folosesc această aplicație Quick Support, vă recomand. Hai să ne mai uităm un pic așa la camere și după aia trecem și la detaliile tehnice. Cam așa mă văd eu de pe camera telefonului, pe cum vedeți. Puteți să faceți o comparație între cele două camere, cea de la pc și cea de la telefon. Hai să-mi fac și un selfie. Mi-am făcut și un selfie și hai să dăm zoom să vedeți cam cât de clar se vede. Mă, ah, ce față am. Bă, destul de clar aș putea spune. Face poze destul de ok și folosesc lumina asta de 50 de lei, nici măcar lumina naturală de la soare. Hai să vă mai arăt pe aici ce am mai avea cum să facem pozele. 1 pe 1, 16 pe 9 ca să fie poza full. Tot așa, e ca aici ar fi un 18 pe 9 cum este rezoluția telefonului, dar vă recomand să vă faceți pozele în 3 x 4 ca asta ar fi cam rezoluția maximă. Mai avem aici niște setări pe care eu nici măcar nu le folosesc, n-am umblat pe aici. Mai avem de asemenea și modul acesta pro pe care eu chiar nu-l folosesc. Hai să ne torcem și la partea de video. Deci pe față ne putem filma doar cu un uh, 1080-30 de fps ori, ca cum este și webcam-ul meu de la pc dar uh, o să randez videoclipul în 60 ca să se vadă mai mișto. Hai să dăm și un pic de zoom pentru că nu merg să dau zoom? Vă că nu merg să dau zoom pe față. După cum vedeți pot să reglez așa lumina cum am arătat și pe videoclipul acela o fac mai întunecat, mai luminos. Asta e o funcție destul de utilă dacă ești într-o cameră întunecată. Hai că ajunge cât am vorbit despre camere. Hai să ne uităm și pe la setări pentru că vă interesează un pic și setările acestea. Deci avem aici setările, după cum vedeți am ocupat cam jumătate din memorie pentru că nu folosesc card de memorie, folosesc doar memorie internă pentru că mereu poți să ți se mai strice cardul. Îmi place chestia asta cum faci așa, destul de interesant, nu mai am dat și eu nu mi-a dispozitiv. Hai să-mi dau și o un nume. Pentru că mai fac hotspot. Așa. Cine vrea hotspot de la mine să-l caute pe zacuscă. A, ce mai avem pe aici? Versi -a, versiunea de Android 11 după cum vedeți. Mie mi-a venit cu Android 10 și am făcut update. Îmi place că mai am chestia asta. Că glisesc. Hai să vă arăt mai bine așa. Deci vedeți. Jumii jumătate. Dacă glisesc pe partea dreaptă cum mă uit eu facem așa frumos să-mi apar chestiile astea. Lanternă, Bluetooth, Wi-Fi, date mobile și dacă fac invers, pe partea asta, la altă, când glisesc, îmi apar notificările. Chestia asta mi se pare super mișto, ca să nu mai vină mie un pita mai cărnatul de notificări și funcții bla bla bla. Și așa le-am și mai mari, se văd și mai clare. Bine, eu n-am probleme cu ochii, dar pentru cine n-a poartă ochelari, o, o să-l încurce un pic chestia asta. Bun. Avem aici o grămadă de chestii. Uh, mișeru care este chiar util, uh, economisire baterie, mod citire, scanner, uh, înregistrare, pot să îmi închide, să mi blochez telefonul așa, am și amprentă, dar eu nu folosesc, nu folosesc niciun cod, absolut nimic. Bun, hai să mai dăm aici la toate specificațiile. O chestie interesantă este aceasta, că avem extensie de memorie, anume, mi s-a extins memoria cu 2 GB de RAM Deci eu practic acum am 8 GB de RAM în telefon Bine, 2 cred că sunt virtual sau nu știu cum să o face treaba asta Nu mă pricep uh, Dar interesant faptul că Practic am memoria pe care o am un PC -ul. Oricum trebuie să schimb și PC-ul anul așa că luați-vă membru Este mișto că am și turbocharging, Mi se încarcă telefonul extrem de repede Hai să vă dau și câteva detalii tehnice ale telefonului pe care nu le-am menționat până acum. Procesorul Qualcomm, Snapdragon, deci e din ăla bun. Octa-Core 2.3, văd că este versiune și de 1.8. Uh, dual SIM, Nano SIM, smartphone, toată lumea știe asta. E cu 4G, pentru că am zis mai devreme, nu mi-am luat cu 5G, că n-am semnal 5G aici, decât să dau câteva sute de lei. Las următorul meu telefon, pardon, celular, cum îmi place mie să zic, va fi cu 5G. Conectivitate cum au toate telefoanele, senzori la 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 pe care le au toate telefoanele. Conținutul telefon și încărcător nu putea să mi dea și niște căști, măcar mi-au dat husă și folie ceea ce este super bine. N-am -am mai ajuns să am aceeași problemă pe care am avut-o și cu vechiul meu smartphone Huawei. Să n-am nici husă și să, și să fie și cu sticlă pe spate care să se spargă, ce urăs telefoanele cu sticlă pe spate, bun. Rezoluția, unde este rezoluția aceasta? O rezoluție cred că 20 pe 9 ar veni. 667 nu putea să fie 669 sau 666. Anul apariției 2020. Deci e, oarecum la e chiar proaspăt. 200 de grame, nici prea greu, nici prea ușor. Gorilla Glass 5, suportă și micro SD. Bluetooth 5.0, cum spuneam, jack-ul de 3.5 pentru cei care vor să asculte muzică la căști, USB Type-C, Aragaz cu 4 camere, vedeți aici camerele, 8 ultra-wide, 2 adâncime, 5 macro și 64 wide. Camera pe față de 16 megapixeli, ar fi mers un 32 pe față ca să se vadă și mai bine, dar e acceptabil și cu 16 față de 5 sau 8 cât aveam pe vechiul meu celular. Și ce mai avem pe aici? HDR, panoramă, filmare 4K, baterie litiu și PO, nu știu la ce vine PO și mai avem uh, bateria de 5020 de mAh, care este o baterie foarte, foarte mare. Adică mai am și bateria mai externă de 13.000 de mAh, micar telefonul de două ori și jumătate aproape. Bun, și cam astea ar fi și detaliile tehnice cu telefonul. Și cam asta a fost uh, review-ul pentru telefonul meu. Eu nu sunt mulțumit de el. No, nu, regret niciun leu din cei 1050 dați pe telefon. A meritat din plin. Acum telefonul pe Mac văd că costă varianta de, scuzați în cacofonia, varianta de uh, 128 uh, memorie internă costă 1350 de lei. Ei, hey, eu l-am prins cu 300 de lei mai ieftin. 300 de lei un plin de benzină, practic. Cam așa ar veni. Da, deci cam asta ar fi și review telefonului, sper că v-a plăcut, dacă mai aveți vreo întrebare legată de telefon vreau să mi lăsați în comentarii, scrieți-mi ce uh, telefoane aveți voi, ce telefoane ați vrea să vă luați și ce părere aveți despre telefonul meu, dacă este o sumă, l-am luat la un preț corect, a meritat banii, n-a meritat banii, puteam să-mi iau unul mai bun la bani, ăștia, ce părere aveți despre marca Xiaomi și... Eu am de gând să țin telefonul ăsta cel puțin încă, cel puțin 2 ani și jumătate spre 3. Pentru că nu văd vreun motiv să-l schimb în următorii ani. Sper să l sparg. Da, nu cred eu că o să-l sparg. Păsta am pățit să-l sparg, are sticlă pe spate și am avut cheile în buzunar. Oricum, telefonul ăsta l-am primit, n-am dat un leopel, deci mi s-a fulfuit că l-am accidentat. În fine, deci cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ceau les tuturor!